Stai așa că mă bate pe mine asta. Să intru pe YouTube și să văd unde sunt eu, nu? Și zice că sunt live. Și să-ți dau ăsta aici, nu? Și zice că sunt live. Îl pun pe camera aici, ăsta al meu, să văd și eu cum are. Bun, dă și mie iubire telefonul, te rog. Genule. Zi, mi se aude și când tastezi tu toate alea pe live. Vrei să intri să te uiți și tu puțin să vezi cum mă mișc? Imediat. Și cum se vede? Imediat. Dar ce ți-ai luat, măi, nebunule, Renault? Ha? Ți-ai luat frigiderul? Da, mă, prima dată ăsta jos, mă, că a venit Andrei HGR, mi-a luat Scania mea și m-a pus pe Renault ăsta care era în fundul curții acolo la noi la firmă, dracu. Ha, vezi ce? Ha? A zis că bagă pe ăsta, că se cunoaște de mai mult timp, că n-a șofer care l-a avut de bază. Am înțeles, domn.
începem așa cu astea, zic să o dăm și noi așa puțin, dar vreau să văd dacă folosesc programul ăsta să intru pe cum să mișcă, știi? Da, da, da. Să mișcă bine, Dani? Da, da. Da, să vede cât și de cât ok sau e... Să vede bine. De ok, ha. Să-l eclipsez pe domnișorul Alin. 14. Ia auzi. Merge bine, nu. Acum să vezi când te întâlnești cu mai mulți, în gen, știi? Mai mulți playeri. Păi știi ce fac acum? O să mă duc să-mi iau o cursă. Și o să-l las așa să meargă. Să văd ce și cum se întâmplă, știi? Da, da, da. Hai părinte, luăm o cursă? Bine, m-am dat că o să fac și eu ce-am. Te dau și eu drumul. Și ia să vedem noi ce avem de aici la Rochelle. Nu-mi place remorca. Manchester, de-abia am venit după Anglia. Sus. Uite, o iau pe asta spre Tallinn. Iau, știu, părinte, și după aia să faci tu setare acolo ce trebuie. Ce lot? Spre Tallinn, paleții. Să-mi zici când o găsești ca să-i dăm începere livrarea amândoi. De la San Bulgas? Exact. Da-i. Thank you.
aia de la ce camion ai avut, la ce camion ai ajuns? Ce ai fost, ce ai ajuns? Da, mă, băiatule, asta e, dacă așa vrea patronul, ce să facem acum? Trebuie să ne punem în calea lui? N-ai cum. A dă-ți demisia și pute-l în nas. Du-te Are, la... ăla a scos și de el seama cu timpul ce a avut și ce are și ce, cu cine o să rămână în continuare și cu ăla. N-am făcut pe ăsta, camionul ăsta. Uite, știi cum arată acum? Era galben. Era cu cine Zice trecă că pe acolo și ești taximetrist, toate alea. Ce zici, nu? da? Galbenă. Ce taximetrist, mă, că dacă îmi puneam ăla de taxi sus, eram primul contactat. Pentru morți. Da, este. Mi-am dat demisia de la Mergea, patron. că dacă nu îmi puneam coroane și pe parte și pe alta acolo, mergea să fie pus un apartament de o persoană, știi? Mi-am dat demisia de la patronul să mi-a băgat picioare și a bătut pula din mine, tot așa. La Scania, paia ușor, ușor, la DAF, paia la MAN, paia la... Și am ajuns și eu tot la prejdia din asta. A zis, bă, pola în Renault tău. I-am lăsat pe la gândasc, i-am lăsat camionul. Aici să putem și ok, pe aici. Vezi că nouă ne dă numai curse de astea ce ține de marocan, de nebunii de astea pe Gdansk, pe partea asta cu Talinul, cu nebunii, cu... Asta e. Acum ne descurcăm și noi. Azi vorbisem cu un coleg că a venit nou și mie îmi dă decât 1600 de euro diurnă și el are 2400 și îl bagă numai pe Marea Britanie încolo. Pe mine nu m-ar trimite pe partea asta, trec și o fugă pe acasă, știi? Trimite pe partea asta, la. Yes. Presupun că are și camion mai bun ca tău. Părinte, mai mergem tati, că am încărcat și am un timp redus la remorca asta. Mergem, boss. Trebuie să ajungem până dimineața să descărcăm. 16 ore. 16 ore, dar na, nu știu cât om face cu... Cu vaporașul. Cu vaporașul până trecem în partea elaltă, până venim pe partea de Van Pils. Hai să vezi acolo cât ai. Că mi-a dat așa, îmi dă numai drumul secundare și să vedem cum nu-mi descurca, că nu știu ce se întâmplă cu remorca asta. Am eu palez, dar cred că până trei și ceva băgați până într-un. Și acum să vedem ce vom face. Dar e bine că e de-abia 10 fără 20 și vine noaptea, poate nu am avea incidente dacă vine și colegul meu anul ăsta. Da, colegul se mișcă cam greu. Nu știu ce face colegul, ori a găsit-o pe tanti acolo care am fost mai devreme cu ea, ori nu știu ce. Nu l-a terminat, să termină greu, asta e. Iar dracului ăsta. Începător, se vede. Da. Nu mă lasă cu una, cu două. Noapte una. Noapte una. Vezi, alții duc, alții se duc la somn. Da, mă, da, ce să facem, asta e. Îți mai șmeche. Ăștia sunt protejați la patron, ai. Duc la somn, știi? Gata, și-o terminat program. Asta e. Să-mi beau și eu ceaiul ăsta de hamei, că să trezești aceea lângă mine. Da. Să am nou nouți.
Am zis că nu am auzit unei 99 care are 70.000 de kilometri pe 73. Mă, ce am schimbat filtrele. Da, mă, dar Cum totuși e? ai măcar un confort acolo în interior, la mine au de ce pe aici. Cum e la 73.000 nu-i nou? Ce e normal? Deci, rodajul nu s-l-a făcut bine. Asta e norocul că mai e încă în... În viață, nu? Totuși, Mercedes, nu-i Renault. Și cine am agățat. Bă, și e nasol, nici casetofonul nu merge pe ăsta. N-am nici muzică, n-am nici nimic. Baterie la telefon ca să pun și eu un radio nu merge. Are. Sănătate, curat. Sănătate. Aici cumva trebuie să trecem în altă parte. Cred că da.
părinte să-mi aduce aminte mai încolo, să vedem pe unde ne-am oprit, să punem magnetul, că noi trebuie să intrăm în pauza aia mare, dar trebuie să ajungem și cu astea până dimineața la descărcare. Păi da. Ce să fac dacă îmi dă aici renou? Acum se va ridica podul în sus. Să vedem ce vas de croazieră va trece. Uite cum eram și noi pe vasă de asta, noi stăteam să ne chinuim, să ne... pilot. Ți-a dat toți banii care avea să-i dea, ți-a plătit concediu sau vale? Da, mi-au plătit. Cu ochiul și bai. E cert, o scandală de astea, nu? Da. Ce să-i faci, mă? Dacă asta e... Ți-am zis că s-a schimbat, nu mai omul care era înainte, dar... Da, i-am zis să nu-mi schimbi camionul, da. Da. Mi-o dat Renault. E, mi-o dat Renault, rămâi cu el, gândească. Zgârcit, mă, zgârcit, n-ai ce să-i faci. Cred că trebuie să bag să-l fac distribuția lui ăsta, că nu mai trag de el ca de un câine mort.
care l-am pe camionul ăsta e faza lungă, mă, ca și proiectoarele. Aia dau, luminez pe toți și ciorile din copaci le luminez. Măcar atâta, da? Da. Nu-mi trebuie faza lungă, nu mă, salut și de asta. Mai zic ceva colegul că... Da, ce se mai zic colegul? Nu ia cu somn aici la volan. Mergeți și pe timp de noapte, e de bea 11, e de bea alea. Deocamdată e liber pe A10 la asta spre Riga. Eu zic să spui o sârbă acolo, așa, ceva. Scăți. O sârbă și... Să-i dai bătăi. Auzi că nu merge ca sitofonul. Vorbești cu colegul tău prin stație. Care ești pe curs. Mai zi un banc, mai zi un alt. Să zic un banc? A, banc, banc. Lung sau scurt? Cum vrei tu? Da. Aia că ți-o da cu virgulă și bancul. Da, da cu virgulă și bancul. Mă gândeam acum la un banc. N-are rost, stăm de bancuri, că nu prea am arde așa de bancuri. Da, crezi și eu la camionul pe care l-ai. Dar tu știi ce am găsit în torpedo, mă? A. Un lot de acte și alea unde era acolo și o proteză, bă, ăla care a fost pe camionul înainte și a lăsat proteza pe aici. Ori o fi căutat-o, a pierdut-o, bă, nu știu de a făcut. Era cu tot cu cerul gurii, așa. Da, e aș cald în gură, înseamnă că era absent în gură. Nu știu cum era în gură, dar... Ei, ce să facem? Trebuie să-i fac tapicerii la ăsta, să îl șterg, să alea, că zicei că am mâncat numai scânduri de toaletă ăștia, dar cum mai că... Da, pe sub scaun, de șosete, de o pereche de bocanci, de ceai, de cap în ce era acolo. Și nu fi stat pe aici, să meargă pe capul ăsta tractor, nu știu. Ah.
de pe mine și rușine dracu să merg pe stradă. Eu zic schimb patron. Cred că îl schimb. Da, am niște împrumuturi pe la bancă, pe la alea și deocamdată mai stau o fugă pe ce. Vrei să schimbi? Ai colegul cu s-a răsturnat unul aici, în sensul girator, zic. Poftim? S-a răsturnat unul în sensul girator. S-a răsturnat unul în sensul girator? Mhm. E bine că nu l-a luat cu somn înainte să mă întâlnesc cu el să intre în mine, trec. Am și protecție mare în cabina asta. Scania, model nou, numai motoare mari, alea și uite să răstoarnă în sensul giratorii. Și noi, nouă ne dă Renault-uri. Aia stau să-l pop în funduleț. Părinte, bă, ce ai făcut, mă, te-ai oprit, ce ai făcut? Am zis un pic băzărț, mă. Mă gândeam, eu zic, tu cu Mercedes și eu cu tractorul, cu frigiderul și merg mai repede ca tine, că doar suntem încărcați cu același tip de marfă și aceeași greutate. Bă, dar bus, Florin, nu zic nimic. Seama, e cam supărat. De ce? Nu sunt, Nicule, nu am de ce. Nu știu, am înțeles că e supărat că n-am eu bani, știi, de-aia am zis, bă, Florin, este liniștit, nu trebuie să-ți faci griji, vine soarele și pe strada mea, știi, adică... Da, tot așa, nu, bă, Cornel, că noi am un doi colegi ale alea, că sufăr și tu, sufăr și eu și... Da, e mai da, optimist da, așa, da. E mai... Ai văzut că e supărat pe noi, așa, da. Nu știu, cred că are și ăsta ceva cu patronul la mare, dar nu vrea să zică nimic. Vezi la patronul ăstea bun, pe mine nu, nu mă ia. Nu vrea să mă ia, normal că o supăra pe el. A, ce vrei să-ți dai, știi, un Renault? Da, bă, ăla, îmi pune motor bun acolo, ce motor, te spune cel mai slab motor, crezi că ăsta-i zgârcie tăi. De asta am și plecat de oare? Da, cum, mi-am băgat ceva în până lui. Tu ești și mofuros, mă, fii da, ori îmi dai camion și îmi dai cursi și așa cum mă trimiteai la mama, dragă copii, niște dealuri, avea o camă. Ori îmi dai un camion ca lumea, ori du-te cum ba, pula în firma ta. Știi cum e. Dă-i colegul, dă-i că mergem și noi cu trenul ăsta, nu-i problemă. Ei, pala mea, 24 de tone să urci dita mai dealul, panta și stirori de camion. Ăla în pula mea. Ce să faci, mă, dacă nu? Vrea profit, dar cu camioane de mâna la mâna a doua. Mi-au numai din alea în funduleț și în gură,
studii la colegii din spatele meu, că îi țin eu un colan. Ei, ce-i pierdam. Ei, ce el știe chestia asta? N-are de unde să știe chestia asta, că îți bagă colegul de... îți face capul calendar pe stație și de aripile, bă, haide, bă, Băi. dă-i să mănânce, ce, ce, pe ce mergi, pe ce asta. A, mai stau așa o leac. O duc la alt parcurs. Am un camion calul. Plătești și amendă în buzunar. Da, de ea, ea îmi trebuie. Face că luăm praful după tobă, mai și dăm amenzi. Da. Pe colegul, bă, ești bine, mă, că ai tras pe dreapta și pe dreapta ai rămas. S-au culcat și el, ulea. Cine știe, poate e prea futăcios colegul ăsta, domnule. Dar nu știu, că am dat de mâna în Gdansk acolo, iar m-am împrumutat la el de 20 de lire, că trecuse mă fugă pe la service, dar am vopsit puțin gențile, știi? A, și era aia din sens, un girator de acolo, nu? Da, în fața la benzinărie, de acolo, de vis-a-vis de... Și aia și-a mărit, și-a mărit, și-a mărit tariful, mă, și mai cu 40, știi? Da. Și m-am împrumutat la el de 20 de lire, mi-am făcut treaba și zic, bă, dacă alea zic, hai, face treaba, zic, iau și tu și cred că a luat-o nebunul în cabină și... Hai, o fi tras pe dreapta. E da? Cu căciuliță sau fără? O, John, că are proteză, i-am scos claviatura din gură, n-are stop, duce de urgență. Acum, eu știu ce face el și ce alea. Poate era proteza lui aia care-i găsit-o acum. Nu, că n-am urcat aici în camion, că n-am loc, mă, n-am, uite, te știu cum e pe aici, până unde, o pun pe scaun, n-ai, că merge de o motoretă cu roata de față ghidată, dar n-ai ce să, nu e așa spațiu. Aia unde spațiu, că ai laptop pe acolo, că ți-a luat laptop cu tine, ce nu pui muzică pe laptop? Am rămas fără internet. Hai de pula mea. Da, mă, păi dacă n-am, nu mi-a dat nimic luna asta după diurna care mi-a dat-o și alea, dacă mi-a scurtat și repausul, ești nebun. Mă, o să stau și eu acasă, să stau alea 48 de ore, mi l-a scurtat la 24. M-am dus, nici, bine, n-am ajuns acasă, nici câinele nu mă mai cunoște. Mă merg cu DI GPS. E al meu, personal ăsta. A, nici GPS. A, e al meu, că-l pusesem și pe Scania, știi? Pusesem pe ăsta pe drumuri secundare și pe ăla care l-avea el să fie pe astea normale, pe autostrăzi, că ăsta nu știu ce are firmă de-aia veche, drag, nu prea ți arată exact așa, știi? Da, da, da. Am mai urcat eu pe un DAF odată și m-a dus GPS-ul într-un mare câmp și trebuia să traversez o pădure ca să pot să ies la strada următoare care trebuia să ajung eu. Să ai curs plăcut cu Renault. Renault o să fie din capul tău. Aie, mă, colegă. Hai să vezi ce ai să pluși tu la deal. E bine că e manual, îi dau și eu până-i sare pistoanele și... Ce să-i fac? Nu mai merge, bă. Dau jos, îl chem pe ăsta și... Să vine să-și ia tractorul, aici văd că ne dă interzis în față și n-am înțeles aici de ce ne bagă, bă. Nu e nimic, știi, nu-ți dă nici limită de viteză, îți dă tot alea, dar să te ocolească așa pe drumul ăsta.
rămânem pe X. Ia zi, coleg. Că mai ai Discord-ul. Discord-ul mai am, dar nu aș vrea să-l mai deschid. Vreau să ți dau două, trei poze. Cu tine? Da, în curul gol, nu vrei? Ala, da. Da, vezi când le faci să ai și crema de călbenele cu tine, vor. Tot te să și pe aia. Ei, îți dai seama că... Mai bucur de tare ca tu asta. Câteodată nu mai am nici eu salivă așa, știi, ca să facem acolo lubrifiere, așa trebuie să vii cu lubrifiantul tău. Hai zi mă cum fac să te arăt ce angajator am eu, mă, să-ți dau niște poze. 10 camioni deodată. Da? Hai că capul tău și după aia dau și să auzi așa la ureche ceva. Lasă mă colegul, mă, că nu mai dura mult și schimbăm și noi hărca asta cu altceva. Și am frâne. Nu prea mă mai interesează. Dar nu știu ce s-a întâmplat cu colegul meu. Bă, colegul, bă, preote. S-a rătăcit colegul. Asta vor a plătit-o pe aia și s-o oprește toată noaptea și să vezi alea. Vezi că se ia asta de mine. Ați fost amândoi, nu l-ai ținut după tine. S-a oprit, s-a făcut treaba lui acum. Hey. Ia, încearcă că să faci un pic de liniște și ascultă ceva la mine. Ia zi, mă, coleg. Fii atent, ascultă cu atenție. Ia. Colegul nu prea se aude bine, nu? Ok, mai dăm o dată. Da, nu s-aude bine, dar ți-ai pus cumva open pipe ceva pe el? Nu se aude de afară, îmi place. Nu se aude clar și... Dar oricum, ce să zic, să-l stăpânesc sănătos dacă și... Aude ce vine al meu speriat. Ce-ai pățit, mă?
aveți acum? Uite, 1.38. Pe părinte. Ce faci, mă? Nu mai zici nimic. Treci pe lângă mine, claxonezi, te duci, te alergi, ce are cu să... Da, am ieșit din rând să nu te mai ajut pe stație. Ce faci, te parchezi sau ce... Da, mă ascult. Acum ai auzit? N-am auzit nici acum, că nu-ți ia asta cum e ce microfonul ca urmă. Dar nu am microfonul de ăsta pe stereo. Asta
faci pauză și deschizi scorul și te uiți la poze. Bestial, nu așa. Cum și aici prețurile tot la fel ca în partea alaltă, mă gândeam, zic. Poate vreau și noi de ceva mai ieftin. Exigențile, bă, să-mi bat picioarele. O să nu dau de sus. Hai că nu dau. Uite ce... ce traseu îmi dă. Aici orice ai face, nu-i cum să te duci, să nu ieși cu ea în afară. Te-ai abonat și tu la mine acolo, domnul coleg al meu, Florin. Nu am intrat pe live încă române. Intră, mă, române, să... Ajung acum la destinație, închid și tu nu mi-ai dat și mie acolo așa un like. Dar păi cum să te caut în cățuș? Vezi că l-am lăsat aici pe cameră, e scris link-ul. L-am lăsat și eu. Au mâncat și Romeo, ai mâncat și... Nu ți-am zis, tu ce credeai că vorbesc ca Iurea, că m-a lăsat pe Renault? Ai trei like-uri, mâncați-aș. Ai patru like-uri, mâncați-aș. Da, mulțumesc, mulțumesc. Mai am puțin să ajung și la descărcare și... Colegul meu m-a lăsat singur. Hai mă să facem 15. Da. Zici că se vede ok, Florinel? Da, măi, se vede ok. Ce fac eu cu doar corul meu, ca mea stilul meu să vin mănânc? În partea mea, bestial.
Bă, dar îmi place vocea care o am. Superbă. Îți place vocea ta, nu? Vocea mea nu-ți place, să înțeleg. Deci... aia nu-i vocea mea, să știi. Nu-i la... vocea ta, da? E prea groasă, mă, eu n-am vocea halul ăsta. Citește, măi, la băieți comentariile, măi, și răspundere. Ce comentarii să le citești, genul la băieți, că e numai recording ăsta, nu e? Păi, băieți, eu nu văd nimic. Pe un singur monitor, ce drept. Eu doar l-am încercat să testez să văd cum merge sale. Dacă merge pe dual core-ul meu sau, și pe placă de 2 giga, să văd dacă pot să fac ceva de... Dar nu-i nimic, că dacă merge și pot să fac treabă cu el, hai, vedem noi ce facem și... Trebuie să mai învăț pentru chestia asta, că eu nu știu măcar să-l deschid, dar băi să... Dar avem pe părințelul, poate face și mie acolo așa un cadou frumos. Bune. Până și el e pe mane, pe Euro 6, numai eu sunt pe Renault. Ei, mai nu facem așa cum face track vloggerul nostru Alin Spanimor cu toate alea, 70 de monitoare, aparatură de modernă și alea, nu-i face căruțe.
patra și nu înțeleg de ce. Ai idee, mă, colegul? Calca breaj. Eu nu calc, mă, dar și așa trebuie să calc cam două picioarele care un ambreiaj de... te doare cap. Mi-intră greu, de crinul cărie, dar nu mi-intră să fie ceva după la cutie. Dar ce posibil dacă e cadavru de camion, ce vrei? User joined your channel. Salut. User left your channel. Ca să nu mai fac eu să mă mai întorc cu toată remorca și cu alea, mi-a plăcut mie să stau să mă complic acel cu el, să fac 70 de manevre. Da, am să-l întorc și să vin cu el cu spatele frumos, dar am zis că zic că am loc de ăsta cu trailerul lui, dar... Trebuie să vezi că nu prea am avut. Perfect.
Da, domne, bine, bine. Perfect. Poate ne auzim cu un nou video la o nouă cursă.